Dar în acest moment se discută inclusiv de contravenție la nivelul consilierii, dacă nu acceptă acea consiliere. Cea mai mare amendă ar putea fi de maximum de 10.000 de lei? Erau discuțiile în vechea lege. În acest moment, v-am spus, legea o avem întoarsă la comisie și vom stabili și acest cont. Părintele refuză în continuare să își vaccineze copilul. Plătește amenda. Ce se întâmplă mai departe? În acest moment discutăm cu nivelul specialiștilor de la sănătate publică evaluarea și contextul nevaccinării acestui copil, care sunt condițiile stricte și care ar trebui să fie partea din lege care să găsească un tutor din sistemul juridic care să poată accepta acest vaccin. Dacă vorbiți de tutor, înseamnă că părintele decade din drepturi? În condițiile în care nu acceptă acest drept, va fi preluat de altcineva. Se discută acest lucru. Nu intră în contradicție cu legea fundamentală? Există discuții, v-am spus, în acest sens. De aceea am și reîntors la comisie. Suveranitatea României este mai prețioasă decât orice luptă internă pentru putere, decât orice mic interes local. Și de aceea este nevoie să o protejăm și o vom proteja prin legi explicite, dezbătute și votate în Parlament. Scutul de veselu este o rușine diplomatică. Scutul nu are nimic și nu are nimic legat de apărare. Din contră, ne-a tras într-un conflict de care nu aveam nevoie. Scutul ca atare este o parte a politicii de confruntare. Să ne înțelegem bine. Scutul nu este o chestiune de pace, în ghilimele, așa cum a fost prezentată de cei care au pupat ghiulul, ca să spun așa, la diverse porți. N-are nimic de a face cu așa ceva. Armata română astăzi, ca apărare, nu există. Noi am externalizat răspunderea, acțiunile și deciziile în securitatea națională și apărarea țării. În acest moment, astăzi, când noi doi vorbim, noi nu mai reprezentăm nimic pe plan extern. Nimic. Zero. Toate programele de guvernare, așa zise, de 30 de ani, n-au fost decât o listă privată de cumpărături, o escrocherie. Asta este tot. Și în acest punct de vedere, am spus și repet, scutul de veselu este o rușine diplomatică de proporții. De ce este Rusia înfierbântată și privește, sigur, nu cu ochi foarte buni? A trebuit să ne punem și noi întrebările astea. Oare de ce? Sunt zic, absolut inutile. Și vreau să precizez un lucru, ca să fie clar pentru toată lumea. Nicio țară din blocul NATO, care în eventualitatea că ar fi atacată de Rusia, vă asigur că NATO nu îi va lua apărare.